Avem o legătură directă cu doamna Florinela Georgescu de la ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Există, după cum spuneam, în vigoare această alertă de ploi și vânt puternic, doamna Georgescu. Câte zile vom avea parte de această vreme? Vom mai avea o vreme cu precipitații încă 2 zile, dar precipitații care sunt binevenite, mai ales pentru că afectează partea de est a teritoriului Moldova, Dobrogea, Muntenia, mare parte a Transilvaniei, reprezintă zone unde nu au mai fost precipitații importante de foarte mult timp. Pe de altă parte, vor mai fi și intensificări ale vântului, dar la viteze mai reduse decât au fost ieri și azi noapte. Și apreciem că, să zicem, vremea cea mai severă a acestui episod va fi mâine noapte, pentru că odată cu scăderea temperaturilor este posibil ca precipitații sub formă de lapovit să poată izola chiar în insoare, să-și facă trecător apariția și în zone mai joase din Moldova, nordul și centrul Moldovei, partea de est a Transilvaniei. La munte, la peste 1700 de metri îndeosebi, așteptăm să mai ningă astăzi și următoarele 2 zile, cum spuneam. Este posibil ca pe creste nisoarea să se mai asocieze cu vântul și să genereze fenomenul de viscol. Tot episodul cu vreme mai rece și cu precipitații se va încheia spre weekend, când temperaturile vor începe să crească și, conform unora dintre materiale, nu ar fi exclus ca duminică să avem din nou temperaturi cu mult peste normalul perioadei, temperaturi care să se apropie în partea de sud a țării de 17-19 grade. Mulțumesc foarte mult, doamna Georgescu, pentru